Planurile familiei Panduru din comuna Gorjană Baia de Fier erau să demoleze căsuța bătrânească veche de 150 de ani. Câțiva meșteri din sat au fost cei care au venit cu ideea ca aceasta să fie transformată într-o pensiune rustică. Inițial am vrut să o stricăm, să facem ceva pentru noi mai nou amenajată. Am adus meșterii aici, au văzut căsuța și s-au răzgândit ei. Meșterul avea în jur de 70 de ani. Zice, bă, tată, nu-i păcat, mă, de așa casă. N-ar fi mai bine să faceți voi o pensiune rustică, că nu mai e niciuna în Baia. După ani întregi de muncă pentru a pune pe picioare căsuța, aceasta a devenit o pensiune atractivă în rândul turiștilor. Are două camere, baie și un hol unde sunt expuse piese de muzeu. Cei mai atrași de aceasta sunt familiile de la oraș, care își duc acolo copiii să vadă cum trăiau bunicii altădată. În vara asta am avut oamenii care i-am așteptat cu tot dragul și au venit la noi din curiozitate, probabil. Au stat câteva zile, poate și o săptămână. Eu cred că am fost așa pe gustul lor și îi așteptăm cu drag și cu altă ocazie. În fiecare odaie, mobilierul datează chiar și de acum 100 de ani. Mobilierul este făcut de bunicul soțului meu. Cred că are în jur de 150 de ani. Noi l-am restaurat, așa să zicem. O noapte aici costă în jur de 100 de lei.